caracterizat prin lupta dintre papalitate și regalitate, fiecare venind cu ambițiile sale de a domina lumea. Papalitatea chiar dorea la un moment dat să... Erau două puteri egale din punct de vedere psihologic, da, care se cedeze. Fiecare având ambițiile sale foarte puternice de a stăpâna, de a stăpâni lumea. Papalitatea venea cu un proiect de Ecclesia Universalis sau Republica Cristiana, prin care dorea să aducă sub stăpânirea sa economia, gândirea, viața socială, politica și toate elementele. De asemenea, aceste lucruri erau rufinite și de către regalitate, care la rândul ei dorea o monarhie universală cu o stăpânire absolută. Dar, de asemenea, Evul Mediu, ca și celelalte perioade istorice, are un specific al său, o sinteză a sa, și anume, dacă ar fi să ne raportăm la supremația bisericii, în primul și în primul rând. Cred că acesta este punctul forte al Evului Mediu. A fost o perioadă plină de dorința bisericii de a domina întreaga lume, până la descoperirea teritoriilor geografice. Se știe că a luat naștere formele incipiente de scriere muzicală, artistică, etc. în Evul Mediu. Care crezi că a fost centrul care a dominat? Care credeți că a fost centrul care a dominat și a dezvoltat scrierea pentru a putea valorifica noi în prezent ceea ce a fost altădată? Renașterea a adus în amploare maximă notația muzicală, compozitorul individual, până atunci se știa de compozitorul anonim, creație colectivă, dar totuși există un centru care dezvoltă notația și scrierea. Anglia să fie oare? Vorbesc așa de... era vorba de două centre importante, biserica și spațiul laic al regelui. Care dintre cele două credeți că... Păi, spre sfârșitul Evului Mediu, odată cu începerea perioadei numită Renaștere, biserica intră pe un plan secundar și viața și spiritul laic începe să ajungă la un nivel superior. Și aici aș vrea să mai adaug de asemenea... Eu aș vrea să completez ceea ce cred eu. Cred că notația și scrierea lua naștere în biserică, ținând cont că intelectualitatea în Evul Mediu era, făcea parte din clerici. Prea puțini intelectuali laici erau. Laici au luat naștere, da, în Renaștere. Erau laici, au fost contestați de biserică și mulți au sfârșit, exact, chiar Lângării rău. Galileu Istrioni Galilei erau considerați cei care... chiar era impusă legea de biserică să fie excomunicați din cadrul... Giordano Bruno. Exact. Da. Tocmai în ideea că provocau și promovau valori neadecvate mentalității autoritare și oarecum severe. Abia după ce au apărut truverii și trubadurii, că aici am vrut să ajung, că au fost primii teoreticieni în plan muzical, nu au fost doar muzicieni, n-au reprodus doar muzică, au fost și cei care au lăsat să existe de-a lungul timpului muzica pentru noi. Cei care au fost doar melomani și muzicanți, muzicieni, au fost menestrelii. Că tot veni vorba de, exact, muzică, domnul profesor are o surpriză pentru telespectatori. Da. Ia să vedem. O să-l rugăm să o și prezinte. Am adus cu mine un instrument care se numește bongo. Sunt câteva cuvinte, am să vă spun originea și istoria acestui instrument. Este, în forma în care o vedeți, este de origine sud-americană, dar ca și concept, bongo s-a apărut de fapt în Africa și a fost adus de către sclavii africani în Cuba și apoi răspândit și în restul Americii de Sud. În general se produce din lemn, dar în ultima vreme, sub aspectul modernizării, a început să se producă și din metal. Bongos este prezent atât în lumea latinoamericană, dar are și echivalent în lumea arabică, în Egipt, de asemenea există varianta sa turcească și așa mai departe. Deci putem trage concluzia că există de când lumea, mai ales în Africa, tocmai pentru a-și susține, da, eventual anumite ritualuri sau mod de, exact, comunicare ritmică între ei. Și este folosit mai ales în perpetuarea unor ritualuri care au fost la început sacre și apoi
S-au laicizat cu timpul. Au trecut înspre sfera spiritului uman. Eu propun ca domnul profesor să ne facă o mică demonstrație cu acest instrument. Da, voiam să ajung ritmică. Înainte de a face o mică demonstrație, voiam să ajung de la felul în care s-a dezvoltat lumea medievală și felul în care a trecut ea de la economie și bani la muzică. Odată cu marile descoperiri geografice, lumea și-a consolidat o situație economică bună. Și atunci a început să se îndrepte și spre cultură, în primul rând spre arte, pictură, muzică, de asemenea. Acum am să vă fac o mică demonstrație. Aplauze cu tine. De unde pasiunea asta pentru bongos? Nu știu exact de unde provine, dar m-a atras încă din perioada adolescenței, din perioada liceului, frecventând anumite cercuri cu prietenii, unii dintre ei cântând la chitară. Am luat și eu în mână, pentru prima dată, atunci cum era, am simțit parcă nevoia unei percuții și am luat o chitară mai întâi, am întors-o cu cutia în jos și am... Așa s-au dezvoltat primele începuturi de percuții. Apoi, prin anumiți prieteni, am întâlnit și un bongos adevărat, care era bongos african, care are doar o singură parte, spre deosebire de cel latinoamerican. Și după ce l-am întâlnit, dragostea mea pentru bongos a devenit atât de mare încât nu cred că mă va părăsi vreodată. Acum am acest bongos latinoamerican pe care îl folosesc oriunde merg și oricând este nevoie. V-ar plăcea în școală să se studieze muzica medievală într-o anumită profunzime, să învățați să cântați la anumite instrumente cum este bleu-flăte sau instrumente de percuție? Ar fi util, pentru că după părerea mea orice experiență nouă e binevenită și din orice avem de învățat. Crezi că masele de adolescenți percep acest fenomen ca binevenit sau unii sunt reticenți? Da, eu cred că ar fi foarte interesați de un astfel de curs. Probabil nu cred că ar putea fi implementat ca obligatoriu, dar ca opțional. Nu, opțional sau facultativ, da. Chiar că opționalul parcă creează niște rigori. Dar în momentul în care sună facultativ, e liberul arbitru clar exprimat. Eu cred că ar fi foarte mulți adolescenți, liceeni în primul rând, care ar fi interesați de acest gen de muzică. Că tot veni vorba de școală, exact. Că totuși veni nici în vacanță nu avem vacanță. Scăpați de ideea de școală. Aș vrea să-l întreb pe domnul profesor dacă în școlile din România se studiază istoria medievală a orașelor. De exemplu, eu știu din surse sigure că în Ungaria și în Franța, în toate orașele medievale, care au o istorie bogată, au curs obligatoriu de istorie a orașului respectiv. În România ar fi utilă? În România, după cunoștințele mele, nu se studiază o astfel de istorie a orașului. În prezent era un plan, la un moment dat, și sper că mai există pentru a se introduce chiar istoria orașului în școală, mai ales ca și materie opțională, din câte se vehicula pe vremea aceea. Am auzit chiar legat de Bistrița un astfel de plan. Și zic că ar fi foarte utilă, deoarece în primul rând trebuie să începi în cunoașterea locului în care te-ai născut, a împrejurimilor sale și apoi să îți extinzi mereu cercul de cunoaștere spre... La noi deocamdată este metoda inversă. Mai întâi cunoaștem istoria țării, istoria universală și abia după aceea, dacă ne amintim sau dacă poate mulți dintre timp, noi nici nu ne amintim de istoria orașului nostru. Și eu zic că ar fi chiar foarte utilă.
Și credeți că aceste, această încercare, poate de amintire a